Bună seara! Bună seara! Ai zis că avem altă temă azi. Da, mă gândeam să discutăm mai mult despre activitățile din ultimul, așa să zicem, an a unor instanțe de judecată din Republica Moldova, în principiu cu care eu sunt cam la curent, deoarece datorită clienților mei, datorită cetățenilor din Republica Moldova, chiar și din cei care se află în România, îmi trimit sentințe, îmi trimit copii de decizie, curților de apel, curții suprem de justiție. Și este o situație destul de dezastruoasă. Am mai citit câteva sentințe emise de instanțe de judecată din România împotriva basarabienilor. Așa cum, deci aici, pe cei din Republica Moldova, destul de des îi numesc. Și e o situație destul de deplorabilă. Mă gândeam de ce ar să mă întorc la problema să creăm o grupă de oameni care studieze, mai, poate chiar și unii avocați să tragem, mai curajos care studieze situația reală cu dosarele penale care se intentează, iată, și tot timpul se intentează dosare penale, că aceasta e activitatea procurorilor și unor anchetători din sistemul poliției și centrelor naționale anticorupție, aici e Departamentul Național Anticorupție în România. Și băieții, ei nu stau degeaba, tot timpul inventează ceva ca regulă, deci undeva 50% minim, eu consider 50% din dosarele penale sunt dosare inventate, fabricate la comandă, ca regulă, și din motive că pentru acei anchetatori și procurori de a-și face, deci, carieră, de a-și crea o carieră. Deci, de cât mai multe dosare intentează, cât mai multe dosare trimit în judecată, cu atât mai bine ei sunt cotați în fața șefilor. Și Dar atât. cum altfel să-i evaluez? Că taman despre asta a fost o discuție și în Parlament azi. Se gândește clasa politică cum să reformeze justiția și a chemat în discuții șef de instanță, era șeful Curții de Apel Comrat, Curții de Apel Cahul, alți judecători, magistrați. Și vorbeau că Maia Sandu a întors proiectul de lege sau de strategie, a întors înapoi în Parlament și au zis că trebuie evaluare externă. Și aici au zis că da, și să ne evalueze externe, străine, că la ei sunt alte sisteme judecătorești, dar cum altfel să afli de randamentul unui magistrat dacă nu faci o evaluare externă, internă, dar cineva dintr-o parte să cuantifice, să măsoare activitatea aceea. Corect, eu sunt cu ambele mâini pentru evaluarea dosarului. De exemplu, luăm din ultimii 5 ani ce dosarul a examinat fiecare judecător sau chiar să examine acele care, și anume acele dosare care de acum au fost finalizate cu decizii definitive. Adică să nu poată ei învinui că noi ne implicăm în procesul justiției de examinare a cauzelor concrete. Băieți, examinăm. Eu cred că 5 ani chiar e mult, luăm pe ultimii 3 ani. Și examinăm dosarele, putem să numai cele care au ajuns la Curtea Supremă, au trecut prin Curtea Supremă de Justiție. Prin toate instanțele, adică. Păi da, și vedem că cu ce s-au terminat aceste, care, ori cu achitare, ori cu condamnare, ori cu decizii pe dosarele civile pentru sau în favoarea unei părți, și dăm o apreciere. Comisia trebuie făcută, nu, eu sunt de acord că nu trebuie nicio evaluare externă. Auzi, evaluarea externă, cine o să ne evalueze? Judecătorii din România, că în România e cam aceeași situație ca și în Republica Moldova. Deci, de exemplu, eu anul ăsta nu mai circulă asemenea deci, informații, dar anul trecut, mai anul trecut, încă în toate unele televiziuni române numeau că, spuneau că 80% din judecătorii din România au dosare penale, 80% din primarii din România au dosare penale și așa mai departe. Dar comisia trebuie să fie făcută din oameni independenți, de exemplu, din judecători, procurori și oameni care au lucrat în anchetă ieșiți la pensie. Comisia trebuie făcută pe lângă Comisia Juridică a Parlamentului și condusă de un deputat. Dar mai mult deputați nu vor fi implicați în această comisie. Ca comisia să aibă nemijlocită ieșire la Comisia Juridică a Parlamentului și la conducerea Parlamentului.
și le dăm, de exemplu, câte 6 luni de zile sau 3 luni de zile, ca ei să producă un rezultat oricare. Să ne arate câte dosare ei consideră că au fost judecate întemeiat și legal și câte dosare au fost cu fiecare dosar are număr. Nu, dosarul număr cu tare a fost, s-a emis o condamnare ilegală sau au fost, oamenii au fost condamnați legal. Iată că după ce vom avea o evaluare și anume, eu în țară la noi sunt specialiști. Eu, de exemplu, în timp de o zi numesc 5-10 oameni care pot fi membri acestei comisii. Și eu vreau să mă întorc în Republica Moldova și una din sarcinile mele să obținem crearea acestei comisii. Dacă nu, Parlamentul creează, nu președintele. Dar problema cu asta e că doamna președinte poate crea comisia asta din proprie inițiativă. Și lasă atunci justiția să îi împiedice să activeze această comisie creată de pe lângă președintele Republicii Moldova. Ții minte, deci, dacă cineva, poate mulți nu țin minte, că cândva domnul Lucinski a creat departamentul pentru lupta împotriva corupției pe lângă președinției. Da, decretul lui a fost declarat neconstituțional. Și corect a fost declarat neconstituțional. Ulterior, domnul Voronin a creat acest departament pe lângă guvern, ceea ce a fost declarat constituțional. Dar e ciudat că și președinția face parte din puterea executivă. Da. Și asta nu constituie mixtiune în puterea judecătorească, a treia putere în stat. Deci trei puteri există. Executivă, judecătorească și legislativă, parlamentară, da. Da. Dar uite, și parlamentul și președintele participă la formarea a treia putere. A puterii judecătorești, așa? Deci ei influențează, ei numesc judecători. Toate puteri, există un principiu, că nu ne amestecăm, dar conlucrăm și ne controlăm unii pe alții, adică trei puteri se controlează una pe alta. Deci, de ce președintele nu poate crea o comisie din specialiști independenți pentru ca să verifice ce au produs instituțiile judiciare din Republica Moldova în ultima instanță? Adică deci, dacă comisia asta a președinției o să aibă același efect ca și Curtea de Conturi, care constată o grămadă de ilegalități, evaziuni fiscale și tot așa, și nicio consecință juridică pentru cei pe care i-au găsit, atunci ce rost are să mai creăm o instituție de control întreținută din bani publici? Dar nu trebuie să fie plătiți ei. Cu atât mai mult. Dacă nu o să fie plătiți, o să fie ușor de corupt. Stai. Mai sunt oameni care au obraz cinstit în țara asta. Mai sunt. Și eu sunt gata, de exemplu, timp de 6 luni de zile să lucrez. Eu o să mă duc, o să vin în Moldova și o să-i propun atât unor persoane. Că eu sunt gata, iată, de exemplu, eu sunt gata să mă duc să lucrez. Consultat la Procurorul General al Republicii Moldova fără niciun ban. Măcar un an de zile. Și eu o să văd ce o să se întâmple la procuratură după ce eu o să devin consultat, de exemplu, la Procurorul General. Eu sunt gata să ocup orice funcție în Procuratura Generală, inclusiv să mă ocup, să conduc ancheta penală în furtul miliardului. Sunt gata să lucrez ca membru independent al grupului de anchete, fără plată. Și eu promit că în timp de un an de zile, noi o să ducem la capăt orice dosar în acest domeniu. Dar nimeni o dată atâtea milioane pentru raportul Kroll 1, Kroll 2 și tot niciun efect. Nu, apoi stai puțin. Uite cine, stai puțin. A fost, eu astăzi am vrut să vorbesc despre aceasta. Uite ce se întâmplă. Eu cândva l-am cunoscut pe un fost prim-ministru al României, domnul Stolojan. Foarte bine, primul din România pe care în funcție eu i-am cunoscut, a fost prim-ministru al României. Când eu l-am cunoscut, asta a fost în anul 1992, el, sau 93, el atunci proaspăt venise în Republica Moldova ca reprezentant al Fondului Monetar Internațional pe problemele privatizării. Și eu m-am avut deci, iată, Fondul ăsta Monetar Internațional, noi 2 ani de zile nu ne permis să facem privatizarea cum noi am gândit atunci specialiștii Departamentului de Privatizare din Republica Moldova, conform programului aprobat de Parlament. Iată, în 94, după ce au venit agrarienii la putere, domnul Stolojan a dat drumul programului de privatizare împreună cu domnul Sangheli și domnul Snegur. Și iată, eu am fost de 3 ori în 94 la domnul Stolojan în audiență și l-a rugat, băi, nu faceți ce vreți să faceți. Vă distrugeți industria, distrugeți agricultura Republicii Moldova.
Și el mi-a spus că și domnul tău are așa mare grijă, că când tai pădurea sau surcele. Și iată, ei au făcut așa o privatizare, după aceea, eu în iulie, se poate stabili ușor, am scris cereri din proprie inițiativă să plec la acest departament, mie îmi propuneau acolo funcții importante, în acel minister a privatizării condus de acțiuni de Ceslav Ciobanu. Și am plecat, m-am dus, mi-am luat licența, n-am vrut să fiu partaj, dar mă, dintr-o parte, îmi pare rău, poate eu puteam să schimb ceva. N-am vrut să fiu partaj la dezastru care ei l-au implementat. Și uite acum, deci, ce se întâmplă? Și cel mai așa, a doilea, am vrut să spun, domnul Stolojan în industrie și în agricultura Moldovei a făcut prăpăt și pe urmă acest proiect în agricultură, atenționă, în agricultură, când industrie nu le-au dat voie, așa liber cum a făcut-o Moldova, l-au implantat și în România, în agricultura României, de care s-a ales praf. În industria României a fost puțin altfel. De ce? Uite, a fost domnul președinte Snegur. Ei făceau reforme atunci. În realitate, conform reformelor, au distrus toată industria și toată agricultura Republicii Moldova la momentul respectiv. Deci, eu țin minte, iată, pentru ascultătorii tăi, telespectatori și așa mai departe, eu spun, eu am procurat primul computer pe care l-am folosit vreo câțiva ani de zile din computerul produs din Moldova, de uzina Signal. Să închipă dacă noi păstram potențialul cel economic, unde era astăzi Moldova. Ei au distrus, domnul Snegur și echipa au distrus industria și agrarienii. Iată, după agrarieni, ei au venit în 94 și 98 s-au dus. Au pierdut alegerile total. Au distrus țara, s-au distrus și ei ca partid. Asta e meritul lui domnul Snegur și al lui domnul Sanghele. Ce fac ei, cum se mă interesează. Dar ei au pus baza distrugerii industriei și agriculturii Republicii Moldova, care a continuat domnul Lucinski cu echipa. Și după aceea a venit domnul Voronin. Domnul Voronin în 2001, da? A mai încercat să fac ceva, pe urmă am înțeles că, dar de ce trebuie să mă speră? Să ne îmbogățim personal. Și au început să acapăreze tot ce puteau acapăra, inclusiv și averile personale a oamenilor care le-au obținut în rezultatul privatizării, adică colegilor lor. De exemplu, domnul Voronin a luat averele de la mulți colegi lui de partid. Asta puțin cine știu, cu toți tac. La timpul Voronin, în principiu, s-a finalizat distrugerea industriei Republicii Moldova. Atunci, pe timpul lui el, în 2005, încă mai putea restabili câte ceva. Acum nu mai putem restabili nimic. Și iată, să închipui, tot acest dezastru a fost făcut sub ochii justiției Republicii Moldova. Procurorii de astăzi, mare majoritatea judecătorilor, au fost și sunt complici acestor dezastre. Iată, de exemplu, eu urlă, am scris, nu știu câți scrisori numai în anul ăsta, adresez la Procurorul General să ocupe situația de la S.A. Gemi. Nimeni mort. Ți-am spus că Procurorul General îi dă înlocțitorului, înlocțitorului îi trimite la Procuratura Anticorupție, Procuratura Anticorupție la Centrul Anticorupție, ei toți să se iată așa ea. Că eu mă minunez, Maia Sandu te-a chemat, în principiu trebuia să-i cheme pe șefii de la curțile de apel. Dar cine sunt acești șefi de la curții de apel? Acelei care au îndeplinit tocmai indicațiile lui Voronin și Plohodiu. Și ei acum cum pot? Să închipă, ei trebuie să facă o comisie, să-i spună lui Maia Sandu cum să stabilească, cum ei au examinat timp de 15 ani, din 2005. De 15 ani, ce s-a întâmplat în 2005? Domnul Voronin, în 2005, a câștigat alegerile, auzi? A doua oară. Cei din Europa i-au spus că el va fi susținut, a venit aici Băsescu, știi, președintele Gruziei, datorii Georgiei, și că nu știu cine mai vine, și a spus, domnul Voronin, felicitările noastre, merge înainte așa cum consider necesar. El atunci a schimbat puțin și vectorul, a zis că Cozac nu știu ce a făcut și el de acum cu Rusia nu prea vrea să aibă de fort, mergem cu Europa. Și ce a făcut? Schimbase el vectorul chiar în primul mandat, în 2002, imediat după alegeri. Da, a văzut da, că da. Mai mulți bani iese din Europa decât da, de la Rusia. Iaca, asta tu ai spus-o corect și eu asta am vrut să spun. Băieți, am înțeles că și nu avem nicio proprietate, nu proprietate, cum zic aici în București,
Și ne îmbogățim. Facem echipa Voronin Plohotniuc, îl luăm pe Plohotniuc. De unde? Iată, mulți spun că... De la Petrom, România. Păi da, Plohotniuc nu a venit din Rusia, auzi, în Moldova, dar au venit din România, de la București, în Basarabia. Au venit de la Petrol, Rom Petrol, sau cum se mai chema. Petrom. Și da, și ei cum, s-au înțeles, înseamnă că Voronin, s-au înțeles cu ăși din București. Și au zis că băieți, facem business cu benzina și cu motorina și cu ceva acolo. Și țigări și tot ce vrei, da. Da, este domnul ăsta Mocan a spus cum a venit Plohotniuc, a devenit Plohotniuc în funcție de șefa Rom Petrolului acolo în Șinău. Da, eu nu vreau să repet asta și eu consider că asta este adevărat și nu trebuie să ne ascundem după deget. O șantajat pe cineva din șefii Petromului din România. Da, cu niște imagini eu... obținute dintr-un hotel. Nu, și cam în metoda asta el a avut mare ascensiune în politică. Da, da. Prin metodă, da. Și el aici, în București, până a venit în Chișinău, deschidea piciorul ușa la cei mai mari funcționari din București. Și eu nu exclud Plohotniuc că astăzi se află undeva, poate chiar trăiește alături de aici, cu mine. Este în București. Da, prin București. Este foarte interesant că văd că o construcție masivă, imens de apartamente, firma pe care se reclamează se numește Prime Capital, în București. Au ridicat vreo 10 etaje de acum într-un bloc. Și are să mai ridice încă, nu știu câte. Și business-ul la Plăcinte a trecut prutul de mult. Business-ul la Plăcinte și nu numai la Plăcinte. Deci eu cred că aici este baza business-ului lui Plohotniuc în Moldova și nu numai lui Plohotniuc. Dar și al lui Voronin, și al lui Lucinski. Și al Sniegului, eu cred că deci era pe la Sinaia, pe anii, nu știu, când la sfârșitul 90, nu știu dacă mai este amuia, și așa mai departe. Aici băieții s-au aranjat și numai ăștia care pro-români, dar și pro-ruși, aici în București sunt. Deci, de exemplu, pe domnul Druc, eu cândva, prin anul 2000, l-am văzut de câteva ori prin centru, pe maghierul ducându-se la servicii. Nu cred că Druc face business. Nu știu. Nici Ilașcu, de exemplu. Poate, nici nu știu. Și Ilașcu face, și Druc face. Eu, Druc precis, eu de Ilașcu nici când nu m-am interesat, Dumnezeu cu dânsul, nu știu ce a făcut, cum a făcut Dumnezeu. Eu pe Ilașcu pot să-l stimez că el a alergat, poate și-a riscat cu arma în mână și-a riscat viața. Dar ceilalți nu cred că și-au riscat viața pentru banii care i-au obținut. Ai oprit camera. Ai și oprit conexiunea. Mai sună o dată. Te-ai emoționat. Sună iar. Sun eu. Da, eu cer scuze, am terminat-o. Credeam că s-a terminat bateria. Adion. În regulă. Și, deci, ia, uite ce se întâmplă. Să închipă, deci, iată, eu n-am știut despre ce consfătuire aceasta la Maia Sandu. Dar eu cred că echipa lui Maia Sandu este destul de slăboță, echipa de juriști. Eu am făcut concluzia asta pe baza ceea cum ei au organizat concursul de numire în funcție de justițiabil, când Maia Sandu era prim-ministru. Și, iată, ei au adunat acești oameni care, în principiu, ei tremură, eu cred, că se tem de răspundere, că dacă Maia Sandu își promovează politica și obține de alegeri anticipate, în Parlament vor veni oameni noi, care vor știe, eu cred, cum să facă comisii ca să ancheteze fărdilegele lor de 15-10, dacă nu de 20 de ani. Desigur, termeni de prescripție, unii așteaptă cu frică să treacă termeni de prescripție, dar termenii de prescripție sunt destul de... Cei acțiunile pe care ei le-au efectuat sunt de lungă durată de obicei. Deci sunt complexe. De exemplu, atât în dosarul Gemeni, ei spun că termenul de prescripție a trecut de acum 20 de ani, știi, și așa mai departe. Deci, păi care termen de prescripție dacă voi acționați ilegal și astăzi? Gruparea criminală de la Gemeni există și astăzi, care a fost creată în 2005. Deci, mie dosarul penal mi l-a făcut în 2005 ca să mă înlăture de la Gemeni. Și fracțiunea continuă, nu-i de atunci, dar continuă și acum. Deci termenul de prescripție poate începe de azi. Da, acei care i-a pus Plohotniuc în funcție,
la Gemeni să administreze Gemeni. Ei spun că, dar noi ce? Noi suntem cumpărători de bună credință și noi nu ne puteți face nimic și așa mai departe. Dar cum vă sunteți cumpărători de bună credință când toată lumea știa că curtea europeană a emis decizia încă la 13 decembrie 2011 în referitor la asta Gemeni. Voi știeți că guvernul știa, numai că se făceau ani zmai. Să închipă dacă în 2011 și, sau în 2012 sau în 2013 cineva îi spune la Plohotniuc că trebuie să dăie Gemeni. El era băgat deodată la pușcărie sau lichidat. Cum și-am băieții, zic, trebuie să dați Gemeni. Dar cum să-l dăm? Noi suntem cumpărători de bună credință. Iată așa pe tot locul. Și asta am făcut, uite, eu când lumea s-a bucurat când a venit Filat la putere, când a venit prim-ministru, spun așa un mare secret. El a început să-i cheme pe toți businessmanii cât importanță că au suferit din urma activităților ilegale lui Voronezh Plohotniuc la dânsul. Îi chema în cabinet și discuta personal. Eu am fost și eu acolo. Unul din aceia. Și printre altele am prins încă rând, eram a doilea să intru, că înaintea mea trebuia să intre unul din frații Stipuleac. Și iată, eu i-am povestit cu domnul Filat, da, în principiu, el mi-a zis că eu știu despre tine, despre Gemeni, despre tot, tu, dacă vrei să colaborăm. Da, desigur, eu sunt gata, eu nu ascund nimic, deci tu faci o conferință de presă, informezi cu ce s-a întâmplat la Gemeni, dar noi deci dăm drumul la dosarele penale care sunt, eu am aflat, el spune la ce, sunt gata băieții să lucrez, ei știu totul, mi s-a spus că nu e nicio problemă, domnul Voronin acolo și Plohotniuc pot fi puși la pușcărie fără nicio problemă. Și eu zic, mi-am făcut cruce, zic, bă, eu sunt... Zic, eu sunt gata, hai tu scrie că ne-au chemat, nu numesc numele, că sunt și astăzi oameni. Printre altele, eu sunt la curent cum a fost, cum a murit deputatul acela din partidul lui Filat. De la Cahul, da. Care în garaj? Da. Ce e acolo, deci eu nu știu, s-a terminat ancheta, nu s-a terminat, dar eu cam sunt la curent. Ceea ce a făcut ei este eu mă mir cu familia, dar eu știu de ce toți tac. Deci nu-i suicid. Nu, ei, care suicid, omul era sănătos la cap. Eu cu o zi înainte sau cu două m-am întâlnit cu dânsul personal. Noi am avut destul de relații destul de bune. El permanent se consulta cu mine împreună cu alt deputat care este în viața azi și poate să confirme ceea ce spun eu. Ea va fi interesant, ar fi interesant. Și uite, deci, Filatul zis că da, eu zic, eu sunt gata, măcar mâine, eu zic, iată, mie o noapte, scriu pe hârtie și fac conferințe de presă. El m-a chemat pe deputatul, zicea că, uite, mi-a zis mie, uite, omul, lucrez cu dânsul, toate problemele le rezolv cu dânsul, dacă ceva, te adresez la mine. Dar eu pe Filat îl cunoșteam mai înainte, din partidul lui Iacob, deci... Și... Să închipă, aștept, eu am scris tot, le-am dat, știi, aștept când, tu așteaptă, zic, facem conferință de presă. Nu au făcut conferință de presă. Pe urmă am auzit că ei trebuia să numească împreună cu fost primar Ureicheanu, procurorul general, acolo erau, se duceau tratativi, acolo să fie procuror general lui Ureicheanu sau Filat, și așa mai departe, era și candidatură, de-am plămădeală și încă nu știu cine acolo, deci... Eram și eu printre candidaturile care pot deveni șeful secției de anchetă sau viceprocuror cu problemele de anchetă. Și iată, n-au făcut nimic. Filat a trădat tot. Filat a trădat. Eu sunt gata să bag mâna în foc. Mie mi-au spus băieții ăștia, care, iată, inclusiv deputatul care a murit, Filat e trădat. Auzeam că Ureicheanu i-a vândut. Apoi și prima a fost Ureicheanu, acolo mi-a zis posibil concurență, care mai repede dovedește să se vândă pe bani grei. Și a doilea moment, auzi, a fost. Eu eram la spital, îmi sună unul din Victor sau Viorel Țopa, pare-mi se Victor, domnul Rotaru, dată noi am obținut audiență la domnul Gimpu. Gimpu venise atunci șef, nu știu.
a Parlamentului. Președinte interimar Da, și, eu am, da, și speaker. da. Noi am, asta a fost în vară, iată, precis, a fost vara, august, toamnă, 2010, pentru că eu peste o lună am nimerit la Frankfurt, operat, și mai departe. Și făceam atunci partidul lui Mocanu. Eu am spus, la spital, eu eram după o intervenție chirurgicală, nu prea complicată, însă mă mișcam greu. Eu am comandat să ții haine, dar i-am spus lui Țopa, eu nu cred că Ghimpo o să fac ceva. Eu nu cred că el nu a să ajunge la audiență la când. Dar acela a insistat, hai, ești, pregătește, mergem, că nu trebuie, noi adunăm lumea să ne ducem la domnul Ghimpo. Și ce crezi? Mi-au adus mie, eu m-am îmbrăcat, chiu cuva și eram gata să ies. Și pe omul țapă m-a sunat și a zis că domnul Ghimpo nu ne primește astăzi. Și așa și nu ne-a mai primit. Ghimpo totul... Dar ziceai Eu că ai trebuie... făcut totuși o conferință, nu? După cum te-ai Păi înțeles cu Filat. eu, când am făcut-o de acum, din propria inițiativă mai mult, eu am luat de urma lor, am făcut-o la 12 ianuarie 2010. Am zis, ei atunci au zis că dacă vrei, hai, fă-o. Eu de atunci înțelegem că mi iau beleau pe cap, dar m-am gândit, băi, totuși poate s-a mișcat ceva. Și ce crezi că mi-am făcut mai rău? Aici mi-am mai făcut un dosar penal, un episod în dosar penal. Atunci, a doua zi, în 2004, este 14, 12, am făcut, pe 12 ianuarie am făcut conferința de presă, dar 14 au venit să mă aresteze. Și m-au dus la Dorin Compa și la Viorel Morală. Viorel Morală, țin minte, se învârtea în împrejurul mesei unde eu stăteam pe scaun împreună cu Compa și el nu știa ce să facă. Că acolo eu le-am povestit ce cele, băieții, ei au înțeles că nu pot face nimic. Pe urmă, Viorel Morară a dispărut pe o oră și pe urmă am înțeles că Compa n-a așteptat telefonul lui, până la urmă telefonul a fost că să îmi dai drum acasă. Deci nu a fost chiar arestul, a fost o reținere așa, Nu, mai îndelungată. păi băieții, ei nu știau, auzi, ei m-au înșfăcat pe dosarul cel intentat în 2005. Și ei m-au dus la cumpă să mă aresteze. Și eu l-am zis, dar ei cu mine pe dosarul din 2005 nu au discutat niciodată nimeni cu mine. Auzi? 5 ani de zile, au șezut dosarul morți. Cum își de șamu în principiu, ei au uitat de dânsul. Când le-au zis lor, auzi, când le-au zis că trebuie de pus la punct pe ăsta, trebuie de arestat, de băgat și așa mai departe la pușcării, s-a dedus, nu m-a dus. Și atât de din Viorel Moraru avea indicație că să mă aresteze. Am înțeles eu din toate discuțiile care e acolo, îmblau dintr-o ușă, dintr-un cabinet în altul. Compan s-a scărchinat mult sub urechi, el mi-a înaintat atunci învinuire, mi-a schimbat articolul, știi, îmbla, asta a durat 3-4 ore, știi, m-a adus pe la 9, jumătate, 10 și mi-a dat drum pe la ora 2 de acolo, de la dânsă. Nu știu el ce să fac cu mine, că au primit indicații, dar indicațiile tot trebuie să aibă cât de cât, ei răspundeau până la urmă. Și atât, deci, să închipă acum, iată ce se petrece în anii aceia, deci. Și acum, și iată ce s-a întâmplat la gem. Ei atunci au înțeles, în 2010, în luna ianuarie, încă, asta a durat îndoielile lor încă o lună, două, pe urmă ei s-au lăsat de dosarul ăsta și mi-au făcut alt dosar. În principiu ei mi-au făcut chiar în zilele cele, că, iată, pe data de 14 ianuarie ei m-au dus să mă aresteze pe dosarul din 2005, dar pe data de 19 ianuarie, adică cât au trecut, 5 zile, în timp de sărbătoare era asta, cum îi spune, Botează. bobotează, 19 ianuarie. La 7 dimineață, bum, bum, în ușă, soția sare arsă și se duce să deschidă. El stai, zic, nu bate așa un om simplu, zic, asta o poliție, o procuratură, știi. M-am dus eu și am deschis și era poliția buicani. Zic, doar hotarul nu a venit la dumneavoastră cu percheziții. Dar ce vreți de la mine? Zic, mi-au făcut cu gemeni, nu cu gemeni. Și atunci am făcut cunoștință cu ordonanța Berantă, care era nesemnată, printre alte, numai o semnătură avea procurorul care a aprobat. E interesant, e ceva, știi, oribil. Și ăsta e dosarul pe care ai fost condamnat recent, Da, da? da, da. Și ei, până la urmă, iată, ei au uitat de dosarul cel din 2005, e dosarul ăsta când îl foloseau, când vreau eu, în 2011, și s-au trezit că ceva eu nu le plac, pe urmă, în 2012, auzi, 2012, dosarul ăsta. Ăsta, procurorul ne dă să facem cunoștință în iunie,
îndes fac cunoștință, sau mai îndes fac cunoștință cu rechizitorul. Eu îi fac cunoștință cu rechizitorul și îi scriu toate, scriu procurorul general al Republicii, adică contest. Observație, da. Aduse, conform legii. Și el primește, procurorul general îi examinează și îi spune că se, trebuie să nu poate trimite asemenea dosar în judecat. Înțeles? Și procurorul Cernoliu prelungește pe data de 22 iunie prelungește termenul urmării penale pe o lună de zile. Dar putea după ce a emis rechizitoriu? Da, păi noi, dacă se emite rechizitorul, rechizitorul ne trimite nouă și avocaților. Și ai drept să-l contești și atunci dacă e procurorul ierarhic superior îl oprește, se reia ancheta, cum ar veni. Da, sau? Se reia ancheta, da. Da? Și iată, deci s-au luat ancheta pe 22 iunie. Și auzi, peste câteva zile aflu întâmplător că dosarul trimis în judecat pe 6 iulie. 6 iulie. Dar termenul a fost prelungit până la 22 iulie. A fost nevoie de urgență, au spus, de urgență de trimis dosarul în judecat. Și, și în judecat ce se întâmplă, auzi? Judecatul numerește aleatoriu, de-am era politica asta cu aleatoriu. Aleatoriu, dosarul numerește la o judecătoreasă. Care, după cât eu am aflat, el nu a dorit, știi, să ocup cu dosarul meu. S-au fost convins să se renunțe. Sau autorecuzeze. Nu știu ce a făcut. L-au trimis dosarul lui Dorin Bulghieru. Șeful judecătoriei. Sub pretext, da. Nu, el nu era șef atunci, era Sternioalu. Ok. Sternioalu. Acela era principalul executor al lui Voronin și al lui Plohodniuc. Pe urmă, pe dânsă l-au făcut membru Curții Supreme de Justiție, Sternioalu. La vârsta lui care o avea și l-au pus pe Dolghieru, tot om din echipă. Nu am, dacă domnii au dori să conteste declarațiile mele, eu sunt gata. Dacă noi începem să... Și eu sunt gata să le dau dreptul la replică. Da. Dar care e ideea? Că sistemul nostru judecătoresc sau de drept e dependent politic și e folosit ca bâtă împotriva adversarilor politici? Și de asta nu poate fi reformat așa prin voință politică, deci pentru că nu au nevoie nici politicieni, nici magistrații? Da. Deci toți astăzi care țin funcție de conducere în justiție sunt dependenți de echipa lui Plohotniuc, actuală. Era, eu zic, echipa Voronin. Dar oare care e actuală? Că fracțiunea lui din Parlament s-a atomizat, a ajuns și la Șor, și la Dodon, și pe unde vrei deputații lui. Au rămas numai Finu și încă cu vreo doi fideli lui, nu? Sau cine? Păi Finu, păi stai o leacă. Nu s-a cei principalii acolo activiști nu sunt Parlament. Da, cei în Parlament mai țin business, un alt, dar îi controlează. Dar este Dorin mâna dreaptă al lui Plohodniuc în toate... Damir, Dorin Damir, e liber. Am înțeles din declarațiile lui domnului Renato Usate, că el s-a întâlnit cu Dorin Damir, tot normal, asta a fost de mult, vreo un an jumate în urmă a declarat Usate asta. Dorin Damir, pe urmă, celălalt care are dosare penale, boxerul sau cine el, cu lupta, Tuțu. Și iată câțiva încă mai sunt de ăștia. Mai sunt niște prin România care îl susțin în totul echipa lui Plohniu, care au business comun. Știi, eu nu sunt procuror să fac anchete. Dacă eu mie mi-ar acorda, deci dată cine, președintele, domnul procuror general, o echipă de câțiva oameni pe un an de zile, eu aș stabili niște fapte. Eu le cunosc în principiu, eu știu unde să mă scaut, pe cine scaut și așa mai departe. Mai sunt unii care au știut-o prin Rusia, mai stau aici printre așa mai departe de necazuri, dar tot business-ul lui Plohotniuc astăzi lucrează. Eu am scris procurorul general că lucrează business-ul la fabrica de la fabricile de sticlă, la gemeni, la pizza, la plăcinte, la centrul acela, magazinul universal de lângă, la restul Unic, care acum e la Rogop. Unic,
Da, da, Rogopul i-a luat Plohotniuc tot de la început până și ei, Plohotniuc le-a dat astea două mari întreprinderi care fac bani lunar. De exemplu, Gemeni produce venit de 4 milioane undeva lunar, 4 milioane de lei. Magazinul Universal cred că mai mult. Și iată câteva, la Plăcinte și celelalte, Rogop și așa mai departe, produc bani în cantități mari care nu pot fi supuși controlului. A, iată ce, comerțul. Astăzi nu poate. Iată, se controlează. Păi de ce nu poate fi supus controlul? Nu avem inspectorat fiscal în România și în Republica Moldova și în țară mai desfășoară activitatea? Oleg, dacă să-ți povestesc eu ce se face în România în domeniul unui domenii, Doamne ferește, dar asta pe urmă, poate cândva. Care controle? Auzi? Fiscale. Vine la control, găsește câteva mărânțâșuri. Parcă au găsit la Plăcinte saci cu bani, fără bonuri, fără... Asta? Și ce s-a făcut? Care e rezultatul? Ai aflat ceva? Iată, deci, când v-au găsit și heroin în fasole în fața președinției sau pe strada București, pe lângă... Știm ce s-a făcut acolo, știm rezultatele. Au condamnat pe turci, știe, care erau șoferi sau ceva. Apoi uite, de ce se întâmplă? Televiziunile din Republica Moldova, care sunt mai jurnaliști, așa numit, cunoscuți, deci, au făcut o emisiune cu la Plăcinte, cu fostul director la Andy Spița, da? Au făcut o emisiune. Acela a spus faie verde și uscate, însă mai mult nimeni n-a mai intervenit. A s-a făcut o emisiune cu ăsta, cu Guguț, cu Cafeneaua Guguță, da? A murit pe urmă totul. S-a făcut cu Bolbocean, cu Bolbocean o emisiune, așa? Cu deputatul cel a condamnat pentru trădare de patrie sau spionaj, nu știu ce. S-au făcut, eu am văzut-o de la început până la urmă emisiune ce. Care a fost rezultatul? S-a mai vorbit despre el. Nu s-a vorbit nimic. Deci, eu am impresia, știi, eu cândva m-am dus la, știi, ți-am spus, fără eu să intervin, ziarul de gardă, Panorama, a publicat despre conferința mea de presă din 2010, da? Am și am materiale, am gazetele și în original. După aceea, a doua zi a venit la ei reprezentanții lui Plohotniuc și a spus că dacă mai publicați, s-a terminat cu voi. Așa și ăștia de la televiziune. Ori ei sunt amenințați să nu mai vorbească despre dosarele astea? Despre Gemeni, eu de cât, pe Natalia Morar, de câte ori am rugat-o, băi, doamna Natalia, dă să facem niște emisiuni, nu una, că n-are sens, cum ai făcut tu cu aceea, cu Andy Spița. Nu, nu și nu și nu, dar eu știu cum, dacă domnul Lucinski comandă acolo, sau mai știu eu ce, am impresia că ei fac emisiunile astea, numai pentru că pe urmă vin reprezentanții lui Plohotniuc sau lui Voronin sau mai știu eu acui și le dau niște, ori amenință, ori le dau bani, ca să nu mai vorbească. At cum poți să lămurești? Că faci o emisiune și gata, ai început, adică să pui problema, ai pus problema, dar mai departe ce ai făcut? Iată eu de ce vreau să fac un fel de post de televiziune, numai că nu permit circumstanțele. Și de ce, iată, măcar am posibilitate să discut cu tine despre aceste probleme? Pentru că nimeni nu vrea să discute despre asta. Doamne ferește. Și știi, iată, eu de ce am mai ieșit alaltă ieri la tine, pe data de 19, deoarece iată, am primit o hotărâre a Curții Supreme de Justiție, o decizie, din care eu nici nu azi nu-mi vine a crede că așa decizie a fost posibilă astăzi. Nu-mi vine a crede. Dar ea este semnată, ștampilată, am primit-o și mă îmi crește inima de bucurie că tot ce a fost posibil. Înseamnă că e posibil, oamenii sunt destul de raționali, au gândire, sunt competenți, dar până amu ce au făcut? Au îndeplinit indicații de frică sau mai știu că au fost plătiți, că numai de exemplu, iată, eu am mai zis și o mai spun încă o dată. Pe Dorin Dulghieu eu încă pot să-l înțeleg, că el m-a condamnat la comandă și i s-a spus că dacă nu-l condamn, nu-i dai 10 ani, o să fie pedepsit. Cum o să fie pedepsit, eu nu știu. Dar mă rog, avea șansă să zboare din dacă refuza. Să zboare poate din funcție, să zboare poate în general din judecat, de la judecător. Dar eu nu pot înțelege absolut deloc poziția, deci, curții de apel, a trei judecători de la curtea de apel. Vrabie, Mânăscurcă și Teleucă. Care de acum au examinat dosarul că nu era Plohotniuc.
că eu am venit de bunăvoie la curtea de apel, fiind sub amenințare de arestare. Iată polițiștii cine acolo au Păi chiar te-au hotărât. reținut la Da, graniță, m-au nu? reținut, m-au dus, eu le-am lămurit și ei m-au înțeles. Oamenii de acolo, băieții, de la Buican, poliția Buican mi-a dat drumul până la urmă. Eu da, am stat la poliție pe seară, cu toate că ei m-au luat pe la masă, m-au dus la la curtea de apel, au luat hotărâre, dar curtea de apel îmi respinzea cererea mea de schimbarea măsurii preventive. Și ei m-au dus și mi-au spus, băieți, dar voi cum, de ce trebuie? Iată, eu am venit, eu să în fața voastră. Deși voi vreți să îndepliniți o hotărâre ilegală, deci așa mai departe. Ori ei s-au temut, ori tot și au avut o rațiune și m-au lăsat în pace. Pe oameni n-am mai îndrăznit nimeni să mă aresteze. Eu am atacat la Curtea Supremă de Justiție, Curtea Supremă de Justiție mi-a respins cererea, dar mi-a dat de înțeles că ei n-au nicio putință dacă eu voi rămâne în libertate. Cam așa a fost, știi. Dar de partea de Moldova, cum stai la București. Poftim? Da. La libertate, dar nu chiar în Moldova. Nu, păi eu atunci eram în Moldova, nu, la dispoziția lor. Eu am participat. Venise de la București și după aia ai revenit la București. Nu prea ai mai participat păi, la concursuri, stai, pe la alegeri. Nu, păi ascultă, eu m-am dus la curtea de apel. Asta era începutul examinării la curtea de apel. Eu am stat 8 luni de zile, din iulie până noiembrie, câte luni, pe 4 luni am stat în Moldova. A, da. Am participat în campanie electorală. Am fost candidat în deputat. Nimeni nu m-a atins și le mulțumesc la toți acei care n-au îndrăznit să mă aresteze. Inclusiv și membrii Curții Supreme de Justiție. Eu m-am dus doar, ei puteau în sală să mă aresteze, înțelegi? Când mi-au respins cererea. Asta a fost, eu am plecat din Moldova, la 8 noiembrie, a fost numită ultima ședință. Eu am participat în tot procesul la Curtea de Apel, auzi? Pe dosarul penal. Încercând să-i conving pe doamna Vrabie și pe ceilalți, că bă, uitați-vă și în tâmpenii scris în dosarul ăsta. Și ei, da. Și pe oameni mie mi-au spus, asta a fost vineri, când ni s-a dat ultimul cuvânt, auzi? Noi eram patru în procesul ăsta. Trei vineri, la trei persoane, vineri, li s-a dat ultimul cuvânt, inclusiv și mie, două, și încă la doi, dar ultima persoană care trebuie să aibă ultimul cuvânt vineri, scoală doamna Vrabă și zice că noi astăzi am terminat, nu mai putem examina, amânăm pe luni, ultima, ca, înțelegi? Și mie spre seară vineri îmi spun că băi, aici te-au zis că eu am amânat ședința pentru că tu să pleci, să poți pleca. Dacă vrei, poți pleca. Dacă nu, asta îți fie nevoie să scheme echipa. Și eu ce trebuie să fac? Eu am plecat, pentru că eu înțeleg că cu nebunii nu poți, cu oamenii care nu au nici, iată, plăhotniuc, el, asta a ținut sub control, mersul acestui dosar. Și am venit în pace. Cu toate că eu, deci și aici nu, mă sunt, nu m-am simțit. Deci ei au manifestat corupție și conflict cu legea și prin faptul că te-au avertizat prin intermediari ca să poți pleca și prin faptul că te-au condamnat, au menținut sentința. Auzi, eu nu sunt sigur. Auzi, stai puțin. Că ele au încălcat legea condamnându-mă ilegal. Deci eu spun că eu pot să-l înțeleg pe Dorin Dulgheu, dar pe ăștia trei nu pot să înțeleg, că el numai plăcutnuc nu le putea face nimic lor personal. Deci ori ei sunt, cum am zis, sunt absolut necompetenți, ceea ce mie mă îndoiesc eu tare dacă o ajunge la curte de pe el să fie necompetenți, sau au luat bani. Și a doua variantă este mult mai posibilă, veritabilă. Deci, dar sau poate sunteți toți vinovați, nu degeaba au acceptat Curtea Supremă și recursul procurorilor, că au zis că dar ce-i condamnați mă pe ăștia patru când iată sunt șapte inculpați și trebuie dat termene la toți. Păi tocmai, da, păi stai, Oleacu, eu despre procuror nu o să vorbesc până când nimic, dar la ședințele Curții de Apel care vor veni în următoare perioadă, eu voi vorbi despre poziția procurorului și cum el s-a manifestat. Deci care e poziția procurorilor astăzi? Iată, eu de ce spun că domnul Stoianoglu nu-și face datoria până la cap? Poate el face ceva, numai că eu n-am văzut nimic concret, că e numai înaintat din ieri unor deputați acolo, foaie verde. El nu-și face datoria din ce cauză? Pentru că procurorii și astăzi consideră că ei, dacă un coleg de-al lor, de la procuratura, de exemplu, Buicani, a scris o tâmpenie și a înaintat niște învinuiri care s-au dus în judecată, judecata le-a acceptat,
ei trebuie ceilalți ierarhi și procurori mai sus să mențină cu ochi prepoziția celor care, necătând că ele sunt aberante, înțelegi? Care e politica cu orice preț? Nu interesează. Pe dânsul nu interesează. Eu iei bani, nu iau bani. Trebuie să spună ce a spus primul procuror, necătând că el a spus niște prostii. Iată care. Și domnul Stoianoglu nu a schimbat nimic, prin nimic această poziție. Prin nimic. Eu încă o dată repet că procurorii astăzi trebuie să se pocăiască. Ei trebuie să-și retragă învinuirile, să ducă procuror general la înalta curte, la Curtea Supremă de Justiție și să spună că oameni buni, subalternii mei, foștii, sau mai știu, au greșit, omul a fost condamnat datorită greșelii procurorilor, au fost condamnați ilegal și noi ne retragem învinuirile, că învinuirile astea sunt ilegale. Cum au făcut în dosarele lui Platon? Păi, dar de ce au făcut? Eu sunt de acord că dosarele lui Platon pe care le-au retras în vinuire a procurorului ar fi putut fi întemeiată retragerea în vinuire, ele au fost făcute din topor, tot cu aiuriel. Dar domnul Platon are, eu cred că, alte probleme, poate să aibă. Asta e altă treabă. A fost omul condamnat și a stat închis pe dosar inventat, când poate de mult trebuia să fie condamnat și să stea închis în condiții civilizate pentru dosare adevărate. Iată, eu prima care o să mă duc la Amun Moldova, o să mă duc să cer de la domnul procuror ca procuror să-și retragă învinuirile în dosarul meu. Eu vreau să văd. Dar de ce lui Platon îi poate retragă învinuirile? Câți bani au plătit Platon pentru ca să-i fie retras învinuirile? Și lui Bolboceanu se pare că și-au retras învinuirile și s-au scuzat, nu? Că a stat închis degeaba. S-au scuzat? Parcă așa am auzit, nu? Că tot au zis că a fost un dosar inventat, fals, sau a fost doar achitat de instanță? Eu vreau ca domnul procuror general să-mi spună și, sau nu pretind că domnul procuror, orice procuror de acolo, să-mi spună că, domnul Rotaru, noi am greșit, ne scuze și așa mai departe. N-o să vedem. Eu nu vreau pe nimeni, de exemplu, pe celălalt Dorin Dolgheru, dar pe Vecislav Cernoliov, fost procuror și actualul judecător, eu vreau ca el cel puțin să plece din justiție. Dar o să vedem. Iată, eu am pregătit printre altele. De acum, cu trimitere, aproape am dat-o la dactilografiat. Am scris-o de mână, atent. Cererea a adresat procurorul general ca procuratura să se retragă învinuielile în dosarul numărul cutare. Și o să vedem, iată, Platon, dar eu nu o să le dau niciun ban, le promit, dinainte, n-au nicio șansă, dar ei nici nu o să iei. Oricum plătim impozite și noi contribuim la salariile procurorilor prin impozite. Hai, cine poveste asta mai crede în asta? Cine mai eu cred, nu ai mata business în Moldova, nu plătești impozite din afaceri. Am avut. E ca avocat, da, plătesc. Dar de mult n-am venituri. Eu sunt pensionar și în Moldova și aici. Și cu pensia dumitare te duci și cumperi de la magazin ceva și plătești TVA și tot felul de alte taxe. Oricine se plimbă cu troleibuzul sau cumpără o pâine, contribuie la bugetul de stat, care întreține inclusiv sistemul de drept. Oleg, apoi iată, deci, uite, oamenii ăștia care fac bani colosali, deci, și a doilea, deci, comisie, pentru a evalua averile procurorilor judecătorilor procurate în ultimii, de exemplu, 5-10 ani. Și atunci o să fie clar. Nu trebuie să le luăm averile, trebuie să le evaluăm și să le propunem oameni buni. Uite, dacă dovedești, auzi, că ai procurat legal, ai avut venituri care să permite procurarea acestui case, rămâi în justiție, nu? Trebuie să pui scriere și te duci în avocatură, să câștigi banii din propria. Se pare că principiul general de drept e prezumția nevinovăției. Nu eu trebuie să demonstrez că averea mea e legală, statul trebuie să demonstrez că am obținut-o ilicit. Corect. Organele. Oleg, corect, absolut corect. Absolut corect. Deci? Și se poate dovedi foarte simplu. Eu sunt pentru aceea ca ce judecătorii și procurorii care au fabricat și condamnat ilegal în dosare penale să plece din sistem. Numai atât. Să plece. Să dea voie. Eu cunosc. Eu am lucrat la universități. La câteva universități cât am activat eu tot timpul din anii 90, eu am fost totodată și profesor universitar în funcție de conferențar universitar.
La facultăți de La drept. facultăți de drept. Eu cunosc sumedenii de oameni care au încercat să devină procuror, să devină judecător și nu au reușit. Din cauza că li s-a cerut 20.000 de euro mită, 30.000 de euro mită și numai dacă au reușit însă colegii lor care aveau ori mămica, ori tăticul, ori bunicul, ori cineva, ori procuror, ori judecător. Iată cam cum s-a completat sistemul actual al justiției din Republica Moldova. Și toți acolo, mai ales la CNA, toți acolo sunt neamuri. Nu există nicio colaborator care să nu aibă rude, care deține funcții importante în sistemul justiției din Moldova. Nu există, iată, îi luăm și îi depănăm. Luăm Se lista. cristalizează o castă a Da, magistraților, a oamenilor corect, din drept. Corect, corect. Iată, eu am chiar vecina mea din blocul de alături, care e o fetiță extraordinară, a terminat prin 5. Și ea nu poate de acum, a încercat de câteva ori să susțină, trag concursul acesta la, prin sistemele acestea de concurs, nu știu a cui, sau Ministerul Justiției și ăsta de la Consiliul Superior al Magistraturii. El trebuie reformat. Auzi? Iată, este Consiliul Superior de Magistratură din Italia, unde componența lui, iată, ridică Constituția Italiei și uite la, nu mai țin minte, parmi sau articolul 6 din Constituția Italiei, e dat componența Consiliului Superior al Magistraturii din Italia. Adică, unde există o justiție puternică care s-a luptat cu mafia de sute de ani, Consiliul Superior al Magistraturii din Italia, numai un procuror acolo există, procuror general, care își ocupă funcția de datorită funcției de procuror general în Consiliu. Acolo o domină, știi cine? Savanții de la facultăți, din universități și avocații. E scris, auzi în Constituție, că președintele Consiliului Superior al Magistraturii din Italia nu poate fi un judecător. Ciudat. El trebuie să fie ori avocat, ori profesor universitar. Să închipui. Acolo, și acolo domină avocații, dar la noi cine? Cum poate să fie procuror? Procuror în Consiliul Superior al Magistraturii. Procurorul din primărie, ei se consideră, iată, în România magistrat. La noi, slava Domnului, încă nu au ajuns la tâmpienia asta. Cum procurorul poate fi magistrat? Adică el este, în România, chiar procurorii erau o practică, acum au lichidat-o, au scos, că procurorii stăteau pe scaun la nivelul judecătorilor. Avocații erau undeva, știi, acolo, la genunchiul procurorului. Acum i-au coborât procurorii. Și să închipă și toată sistema asta din România a fost implementată de Plăhotniuc în Republica Moldova. Și iată, deci, procurorii sunt, iată, au făcut și Consiliul Superior al Procurorilor, au băgat în Constituție. Să închipă procurorii, asta există, o castă, cum ai zis tu, care singură și alege pahanul, șeful. Să închipă, iată, Stoianoglu este produsul acestei caste din Consiliul Superior al Magistraturii, din Consiliul Superior al Procurorilor. Adică procurorii sunt o să aleg șeful. Dar ei sunt putere executivă. Ei apără interesele statului, în primul rând. Reprezintă statul în învinuire, în proces. Sunt parte egală cu avocații. Ce fel de egalitate între avocați? Dacă procurorii sunt în Consiliul Superior al Magistraturii în Republica Moldova, eu aș fi de acord. Dar toți atâția avocați trebuie să fie și atunci alături de ei în acest consiliu. Sunt 5 procurori, băieți, băgați și 5 avocați. Și puneți 7 judecători sau 9. Ca judecătorii să domini. Cum de exemplu, iată, în România, auzi? În România, Consiliul Superior al Magistraturii sunt 9 judecători, așa? 5 procurori și ceilalți 14 de tot. Dar știi ce se întâmplă în România? Conform Constituției României, toți procurorii, toți, inclusiv și procurorul general, auzi, ascultă, atent. Eu am mai vorbit mă timp o dată despre asta, dar nu prea vorbesc. Aici, știi, prăpăd dacă se vorbește, Doamne ferește, eu pot să fiu arestat, cred, în mâini pământ, dar vă spun de-am. În Constituția României este scris clar, și tu publica asta numai decât, lasă-i să audă. În Constituția României este scris clar, că toți procurori, toți. Iată, articolul, nu țin minte precis articolul, dar articolul 131, 134, care reglementează relațiile din justiția română. E scris că toți procurorii se numesc de președintele țării, adică
La propunerea, știi cui? Consiliul Superior al Magistraturii. Dar în realitate cum? În 2004, domnul Năstase, când el pretindea ca să fie președinte, o obținut introducerea, schimbarea în legea 304 sau 303, în 304 parții, că procurorul în România se numește președinte la propunerea ministrului justiției. Ți închipui care e situația în justiția română. Adică în Constituție e scris una și băieții spun că, dar ce, e o țară democratică, membru UE și nu știu ce acolo. Dar Constituția, ce e scris în Constituție asta, total ignorat. Și în legea, așa pe ascuns, au scris că procurorii se numesc de doi oameni. Când trebuiau să numească de Consiliul Superior al Magistraturii, în primul rând, să discute. Știi, Băsescu o respins când o propus-o pe Chiovă și Consiliul Superior al Magistraturii a fost împotrivă. Și Băsescu a zis că, da, și ne interesează nouă recomandări. Astea sunt niște recomandări. Necătând Consiliul, îți închipă că dacă ei se conduceau de prevederile Constituției, Băsescu nu putea numi cum dorea el procuror general. Și poate astăzi în România era cu totul altă situație. Dar avem ce avem. Așa și în Moldova. Eu am vrut să vorbesc despre procuror. O să vorbim, poate. Funcția de procuror general, auzi, este poate cea mai importantă funcție în orice stat. De independență. Mai ales în Republica Moldova. Cea mai importantă. Mai importantă decât președintele. Se închipă că el acum procuror general e numit 7 ani. Și aproape nu poate fi destituit. Adică el poate să facă orice în țara asta. Și nimeni nu poate face nimic. Nu chiar orice. Ei, dar de ce? Dosare penale trimis în judecat. Ce altceva poate să facă procuror general? Nu o să apuce să demită guvernul, de exemplu, sau stai, să... Stai. Păi tu asta își constă. Dosare penale îi face lui Maia Sandu, îi face lui Andrei Năstase, îi face lui Dodon, îi face lui Usabe. Trebuie să le ridice întâi imunitatea. Păi, cu majoritate ce? Din Parlament. Da, sunt de acord, dar nu, președintele are imunitate. Eu, de exemplu, ca abstracție vorbesc. Dar eu, auzi, deținând o asemenea funcție, sunt posibilități colosale de a face orice. Auzi? Inclusiv și de a schimba sistemul în procuratură. Dar nu se dorește. Dar ce trebuie? M-am ales pe 7 ani, m-am numit pe 7 ani, și ce? Eu lucrez, primesc salariu, mai vin niște venituri, nu exclud eu, din altă parte, și de, cum a venit de domnul ăsta, a fost președintele Curții Constituționale a Moldovei, a venit de la CEDO, să fie el acolo nu știu cine, când, ce funcție el, la președinte. Poate lungi era judecător. Poate lungi. A, și a venit la Curtea Supremă și după aceea a ajuns la Curtea Constituțională. Da. A venit de la 20.000 de euro de la CEDO, să stai în Moldova pentru, nu știu, acolo 5.000 de lei sau 10, hai 10, 20.000, înțelegi? Dar hai să, și ce, avea niște idei, știi, care să facă reforme, să aducă bine țări. Foarte verde, iată, dumnealui a făcut atât de stricăciuni pe echipa. Așa și cu funcția de procuror general. Este o mare greșeală, o colosală greșeală că procuror general în Moldova se numește de președinte la propunerea Consiliului Superior al Procurorului. Este o tâmpenie. Procurorul general trebuie să fie numit de Parlament. Nici până acum nu a fost bine, nici acum nu vă place. Dar cum? Iată tu să închipui. Procurorii și aleg șeful lor. Dodon și-o putut să facă. El a putut să numească pe acela care l-a propus Consiliul Superior al Magistraturii. Necătând că a făcut de concurs. Concursul ăsta a fost, este o bătaie de joc. Nu se fac așa concursul, dar nici nu trebuie concursul ăsta. Cu cât mai multe zarvă pe lângă în procedura de numire a procurorului, cu atât mai bine. Iată, procurorul general în Statele Unite, cum se numește? De președinte, dar se aprobă de senat. Și atunci 100 de oameni decid să fie numit persoana care o propune procurorul general sau nu. Sau o propune președintele. Și dacă senatul e împotrivă, președintele nu poate numi procuror general. Trebuie să propună altă candidatură, nu cum la noi. Dar în alte țări, cum se propune? Iată în Germania, cum îi propun procuror general? Cineva acolo din procuror general a zis că nu știe despre ministrul justiției și a zburat din funcție imediat.
Procurorul general deține o putere colosală. Și de ce în orice țară cetățenii trebuie să aibă grijă ca acest procuror să nu poată folosi această putere excepțională în defavoarea cetățenilor, majorității cetățenilor. Și trebuie un sistem de gândit. De ce oamenii ăștia care sunt acum în funcții de conducere în justiție nu pot reforma justiția, nu pot propune ceva cât de cât obiectiv și real pentru reformarea acestei justiții? Cum tăci? Cum să admiți o comisie care să aprecieze lucrul procurorilor și judecătorilor? Doamne ferește pentru ei! Să închepă, eu urlă, iată, câți ani de zile prin conferințe de presă, dați să facem ceva, justiția e la pământ, e distrus, e Doamne ferește, oamenii stau, sute de oameni, mii de oameni stau ilegal, au stat ilegal, stau ilegal la pușcărie. Nu cum așa ceva, nimeni nu vede, iată, s-a dus Voronin, s-a dus Pocutiuc, oameni buni, au venit Dodon, dar ce se întâmplă, uite, a fost Sniegura distrus, a fost Lucinski a distrus, a venit Voronin, a distrus și mai mult Pocutiuc împreună. Uite ce practică avem. Și ce? A venit Dodon, auzi? Dodon și-a luat locul Partidului Democrat, în principiu, Partidul Socialiștilor. Și ei își rezolvă problemele lor personale și se îmbogățesc mai departe. Iată a venit Maia Sandu. Poate sperăm că moldovenii, eu consider că în persoana lui Maia Sandu și a lui Renato Usate, care le suflă în ceafă la ăștia care sunt acum acolo, inclusiv și lui Maia Sandu, au un noroc. Poate le au avea un noroc să în sfârșit să confrunte acestei țări, să apară vreo 2-3 oameni cât de cât, în primul rând, normal la minte, nihapsâni, având un scop cât de cât stabilit pentru ca să lucreze pentru țară, nu pentru o îmbogățire personală. Dar măi, eu sunt gata. Accept. Păi luați și voi acolo 10% din cei ce... Dacă aduceți, dacă țara se îmbogățește, luați 10% din cei ce se îmbogățește țara. Dar dacă țara se distruge, cum vă puteți? Cât se poate? Cât e trebuit lui Plohotniuc? Ai făcut 1 miliard, ai făcut 2, ai făcut 3. Există niște povești, eu cred că, dar eu cred că e acest, spun că sunt povești, dar că Plohotniuc, el și-a pus scop ca în fiecare avea undeva, deci cerea de la oamenii lui, că el dacă oamenii lui știu, că dacă el nu face un milion pe zi, toți au acolo probleme. Cei care trebuie să aibă grijă ca putem să câștige 1 milion pe zi, venit din afaceri. Adică timp de 3 ani de zile, el trebuie să facă 1 miliard. În euro. 1 milion în euro. Și iată, băieți, îți închipă Plohodniucul face 1 miliard, 300 de milioane pe an, Voronin 300 de milioane pe an, câți acolo mai sunt, vreo 2 încă mai fac, 300 de milioane, câte 1 miliard pe an se duce așa numai la vârf, dar cei lanți mai de sus, la FIS, cum zici tu, la procuratură, la fel de fel de instituții, comisia pieții financiare, bănci, acei de la bănci cât fură, Doamne ferește. Și, iată justiția, și justiția ce? Justiția este plătită și îți duc viața liniștită, fără să se teamă. Dar cine, de cine se teamă? Că ei singuri, deci, intentează dosarele, clasează dosarele, toți sunt rude, prieteni, parteneri de business, toți anchetatorii, cei de la CNA de obicei au, dacă nu are asta ceva, pentru el e acolo un fel de cioară neagră sau cioară albă, deci nu are business prin soții, prin tată, prin mamă, prin nepoți și așa mai departe. Toți, o mare parte din judecători, o mare parte din procurori de astea la Procuratura Generală au business de familie. Să închipă ce se face în țară. Și acei care mai puțin, cum se face, cum se formează bugetul. Iată, te trag la dâns și numai eu trag la mine. Matanul nu tot ai dat afaceri fetelor? Că nu le-au făcut ele pe banii și pe cunoștințele lor. Păi fetele mele au terminat universitățile, una încă n-a terminat. Și imediat au devenit proprietari de afaceri în centrul Chișinăului. Saloane de frumusețe și ce mai au. Ce face? Saloane de frumusețe sau grădiniți privat, ce era acolo pe strada București? Nu, păi pe strada București e, da, averile fiicilor mele, da.
că eu le-am Exact, dar nu-i abordat, business pe am care cadonat, l-au desfășurat ele din cunoștințele lor. eu le-am cadonat averile mele. Eu nu am nimic pe mine. Exact, De și ce? arăți cu degetul la alții că și Stai, îmbogățesc stai, stai, familia. nu, La fel și stai, Dodon și-a îmbogățit mama eu și-a asta cumpărat vorbesc pământuri la auzi. Sadova. Dar Păi el zice hai să că vorbim, l-a ajutat mama. Aiurea, hai să vorbim aiurea, cu tot asta e altceva. Eu, tot în dosarul la comandă făcut de Voronin, mi s-a pus sechestru pe apartament care l-aveam, eu l-am și azi. Și eu, vreo 2 ani de zile m-am chinuit să scot sechestrul ăsta. Și am zis că dacă eu, activitatea, problema constă în ce? Că eu, ca avocat, întotdeauna am lucrat cinstit pentru clienții mei. Și am făcut tot posibilul ca ei să nu sufere din abuzul justiției. Și din cauza asta eu, procurorii când află că eu vin mă ocup de dosarul pe care ei îl duc, sau m-am ocupat, iată, eu până în 2012 m-am ocupat cu procese economice. Și mie mi se vine și mi se spune, băi, lasă-l pe ăsta ca noi îți dăm atâta. Băi, dar cu ce? Lasă-l, du-te și caut alt avocat. Băi, și hai că nu se poate așa, știi? Noi așa, ședim cu... Asta e problema în Moldova, că nu se judecă conform legii, dar hai să ne înțelegem omenește. Corect. Păi... Păi iată, eu m-am dorit să mă ocup să judec după lege. Și eu am zis, la o etapă actuală, că eu, de exemplu, am toate documentele. Că eu am avut auzi, în 2004 eu am avut venit de 8 milioane de lei. În 2005 eu am avut venit de 8 milioane de lei. Personal, am plătit impozite. Am plătit o sumedenie de impozite. Și eu din banii ăștia am ridicat imobilul respectiv. Însă nu l-am ridicat pe numele meu. Eu am, acolo în București, eu timp de 2 ani de zile În strada am București, obținut din toate Chișinău. legislații, da, apoi eu am obținut toate, eu personal m-am ocupat cu construcția. Eu timp de un an jumătate sau doi am început construcția de la zero și am terminat-o cu privatizarea terenului. Și toate acestea am făcut pe numele fiicilor mele, jumătate. Eu am făcut asta împreună cu fratele și cu vecinul. Noi trei oameni am construit acolo din nou în spațiu o parte comercială, adică a vecinului, el de acolo se ocupa cu a nostru ca locuință nu am Păi construit. asta ziceam, toți trag la eu, numai eu la mine, la fiică mea și la sora mea și la frate Dar meu am cum să-i făcut bani dau? Nu, așa împreună. era averea mea făcută ca legat. Cam asta e tradiția și valoarea moldovenească, italienească, în Balcani, așa cu clanuri, cu mici interese și Mai ne apărăm pe ascultă, noi. Toți trag la dâns și stai. numai eu la mine. Corect. Fiecare trebuie în primul rând să Da, tragă să la fie în virgulă, baza da. legii și să respectăm și Da, păi funcționarea da, eu instituțiilor statului, că nu altfel suntem vreau să mă o confund. junglă cu Stai multe puțin. clanuri. Tu vorbești de acum despre mine, cu totul ai întoarsă nu știu de ce în altă parte. Pentru că eu spun că eu sunt gat, Pentru că îi critici pe alții și am zis Nu, că ceabă carova eu măceala, am vașă critic pe... bumalceala. Cine am critic, bă, pe alții? Pe Eu pe toți că Voronin. trag la clanurile lor, că Nu, 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 și păi pe ce am adună lucrat? frații și rude Auzi? și fine, și iată, Nu, placotniu cu stai, bă. finul. Nu, stai, las cu finul. În primul rând, Plohotniuc nu are atâția fini și nici Voronin nu are. Și nici finii, mă rog, eu n-am niciun fin care să făcut averea pe el. Eu am făcut pe fiicele mele. Pentru că cât de cât să-mi protejez averile câștigate legal. Eu, de exemplu, nu îl învinuiesc pe domnul Voronin că el acolo a cumpărat din salariul lui niște, mai știu eu acolo, din veniturile lui. Eu vreau să văd cât a avut Voronin, care venituri oficiale le-a avut și a procurat. Și eu vreau să văd și Plohotniuc câte venituri și care e averea lui. Dar eu, dacă, de exemplu, eu îți prezint astăzi toate documentele că eu am câștigat, de exemplu, oficial, păi nu asta și constă că pe mine m-au învinuit că eu am furat de la gemeni. Dar toți știu acolo cum s-a, ce s-a făcut. Eu am făcut, ceea ce este acum la gemeni, eu am făcut reparații din contul banilor care veneau pe contul la gemeni. Am Da, făcut mi-amintesc că reparații. ai avut și conflict cu rudele pentru reparația de la Gemi. Păi da, am dat afară pe respectivul care a făcut acolo. Iată, du-te acum la gemeni și întreabă ce s-a făcut de atunci. Eu n-am dorit să repar gemeni la exterior, că era cu totul altfel astăzi. Dar ei n-au făcut, nici până la mine nu au făcut nimic. Nu m-a scot eu banii ilegal și nici astăzi nu fac nimic. Ei scot banii tot ilegal. Și eu ce? Eu când am venit acolo, un metru pătrat se dădea cu 5 lei, cu 5 euro.
la primul etaj, când el în realitate era de 100 de euro. Da, Și ai acum de povestit 100. mata de multe ori Da? chestia asta. Păi, iată, eu am făcut niște bani cât de cât legal. Și eu, și aici, în România, am avut niște activități. În afară de calitatea Și de am avocat la Iași. Dar în afară de calitate de avocat la Iași. Dar n-ai predat, în România n-ai predat la facultăți. Nu, 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 nu. Ok. Băi, aici în România e imposibil basarabienii spre de... cu Ei, mici... da, cunosc o grămadă de basarabieni care predau prin Lasă, diverse facultăți, nu ai la drept, tare. nu mi-amintesc, dar în Nu, alte nu, da. facultăți am auzit basarabieni care lucrează în... Aldi Șoimaru, da, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, știm noi familia și așa mai departe. Eu nu știu. Eu cunosc toată asta mai bine, deci, acolo, deci, în instituțiile publice din România, niciun cap de basarabeni nu-i primesc, pur și simplu, gata. Așa că, deci, ei ce obțin ca privați, basarabenii, fac cabinete de dentiști, fac cabinete de parte de avocați, atât eu am reușit și aici, deci, sunt unul din puținii care reușit să devin avocat la Baroul Iași și mă mândresc cu această statut, iată, numai ce l-am restabilit, datorită faptului că aici băieții s-au amestecat și acei de la Chișinău și care activează și aici activ. Iată, este foarte interesant că a câștigat, a devenit membru Parlamentului mulți basarabieni, foști basarabieni sau, în Partidul Aur. Este interesantă situația Ei, aceasta. foarte mulți? Nu, eu știu doar vreo doi, ce așa mulți. Nu avem Păi mulți sunt, în basarabieni în orice Parlament. caz sunt. Acolo a fost excepție. A fost un deputat care a fost președinte jurii Buicani, care a fost la CEDO, numai Spanțeru. A, Aici mai de mult. a fost A, de mult. servitor, da, el deci mai de mult, da. Mai sunt și în partidul lui Băsescu astăzi acolo, cum îi spune asta, Dar n-a șef. trecut pragul. Da, care nu a trecut pragul și așa mai departe. Sunt unii, da, ies în viață sau prin alte metode, mai știu, cunosc. Situația o cunosc eu destul de bine aici, deci în ultimii 4 ani de zile. De ce? Eu vreau pur și simplu, deci, printre altele, am vrut să spun una. Că există niște investigații care au demonstrat că toți cei care dețineau averi importante, aristocrații, de prin anii 1200, adică secolul XIII, și-au păstrat averile până în ziua de azi. 80% din ei sunt cei mai bogați, atunci erau cei mai bogați în Europa și acum sunt cei mai bogați, familiile respective, adică clanurile. La În cum ultimul se timp, căsăpeau între ele, mai nu, ales când apoi să încercau pe să nu, ajungă nu, în nu. funcții mari. 80% și-au păstrat situația. Dacă mai Deci, avut moștenitori. da, au avut grijă. Deci, era problemă, familia cu orice preț. Acum politica s-a schimbat, mă rog. Dar eu și astăzi le spun la oameni, țineți-vă din membrii familiei. Nu vă sfădiți, pentru că, iată, eu am avut vreo două, dacă nu vreo patru dosare, în care mămica a plecat în Italia, de exemplu, a făcut bani, i-a trimis ficiorului, fiicii, să-și facă casă, Și mama a rămas pe drum. Da? Și Da, am copiii și-au văzut făcut multe casă pe astfel de numele cazuri. Am lor. întâlnit și eu în instanță. Se Da, judecă păi frate atunci, cu și a soră, rămas părinți, cu părinții. copii. Și mă întreabă ce să fac. Și eu mă uit, dacă măcar ai trimis, cum ai trimis banii? Banii toți i-au trimis pe negru. Neoficial, nu prin Da, bănci. la microbuz, știu, Da, da. Și n-ai ce face absolut nimic. Iată, tu zici că eu, unii zic că, iată, tu vii, eu vin la mine, unii și nu pot să-i ajut. Și eu zic, nu pot. Dar ce fel de avocat ești că nu pot să mă ajut? Iată, eu toți acei oameni care eu am scris vreo 12 plângeri la CEDO, dacă nu mai multe, eu n-am luat niciun ban de la ei. Cu toate că, pe urmă, unii și-au dezis de mine, deci eu n-am înțeles nimic, unii cum s-au prodat, inclusiv și Rimski. Am rămas cu Răposatul. bani. Dar eu îi înțeleg pe ei, posibil că guvernanța le-au propus. Dezice de Rotaru, dezice de CEDO și noi îți dăm drumul înainte de termen. După ce ei au înțeles că el e bolnav și va muri recent. Repede. Hai să spunem pe astăzi la revedere tuturor celor care ne-au ascultat. Continuăm pe data viitoare, dacă când mâine sau poimâine, mâine tu nu ai Da, timp, mâine o am să, ședință. când, Vorbim, da, în dacă, zilele următoare. da, în zilele următoare, eu
O să vedem, o să mă mai pregătesc. Eu sunt foarte șocat de evenimentele ce se petrec în ultimul timp. De exemplu, de situația cu alegerile președintelor Statelor Unite, iată cu așa presupusă sau nu știu, reală, deci cu Lukashenko ce se întâmplă, cu pregătirile de război în Ucraina și Donbass și așa mai departe. E ceva oribil. Bun, vorbim dar și la scară globală, dacă am terminat-o cu România și Republica Moldova. Cu România nici n-am început, dar așa, printre altele. Cu Republica Moldova mai avem. Eu sunt foarte bucuros, totuși alegeri anticipate vor fi în Republica Moldova. N-are importanță în august sau în septembrie, dar vor fi. Mulțumesc pentru atenție, salut și mulțumesc și ție. La revedere!